venit la meditația de seară. Copiii lui Dumnezeu probați. Dimpotrivă, dacă suferă pentru că este creștin, să nu-i fie rușine, ci să proslăvească pe Dumnezeu pentru numele acesta. Se apropie timpul când poporul lui Dumnezeu va simți mâna persecuției, pentru că țin cu sfințenie ziua a șaptea. Satan a produs schimbarea și înlocuirea sabatului adevărat cu speranța de a-și îndeplini scopul lui, de a dezrădăcina ce a sădit Dumnezeu. El caută să facă să aibă mai puțină putere de influență poruncile lui Dumnezeu în lume decât legile oamenilor. Omul păcatului va făuri legi care să impună cu forța respectarea zilei întâia săptămânii. Dar poporul lui Dumnezeu trebuie să stea cu statornicie de partea lui. Și Domnul va lucra pentru ei, arătând lămurit că El este Dumnezeul Dumnezeilor.